Întâlnirea din această seară dintre Astra și Steaua este considerată derbiul etapei și se anunță de mare interes în condițiile în care echipa lui Șumu Dică nu are încă victoria acasă în Liga 1, în timp ce Steaua poate bifa al treilea succes consecutiv în deplasare, după victoriile cu Pandurii și Botoșani. La conferința de presă organizată aseară la Giurgiu, Șumu Dică a declarat că deși și-ar dori o victorie, prima favorită a partidei rămâne Steaua, mai ales că Astra are probleme de lot. Ați menajat ceva jucători, va fi mai ușor acum să puneți un prim 11 pentru meciul cu Steaua care să reușească să vină o echipă campionă? I-am menajat, au fost accidentați marea majoritate dintre ei și în continuare sunt accidentați. Vedeți, vedea mâine primul 11. Deci aveți ceva probleme de lot? Da, avem probleme mari, a plecat și Takayuki, avem probleme destul de mari. Astra e favorită? Steaua? Nu, Steaua e favorită. De ce? Fiindcă este campioana țării, este echipa care tot timpul este peste tot la televizor, camerele de la vedere, îi urmăriți peste tot. Nu e logic. Dacă peste tot, toată lumea, ați văzut și voi comentatorii, când e mingea la un jucător de la Steaua, parcă își prinde degetul la ușă. Dar totuși după derby mai pare echipa campioană. Care derby? Cu Dinamo? Da. Da, cu siguranță. Ei sunt favoriți și îi respectăm. Au mult mai multă experiență decât noi. Noi suntem o echipă mică care încercăm să ne impunem și noi an de an și să facem campionatul cât de cât mai frumos. Steaua va juca astăzi cu prima garnitură, singurul absent fiind Nicușor Stanciu, care nu și-a revenit complet după accidentare. Față de meciul contra Dinamo, Steaua va avea o singură modificare în primul 11. Toșca îi va lua locul lui Ierme. Echipele probabile sunt Astra, Lung Junior, Chieroș, Găman, Horoș, Moraeș, Dandea, Boldrine, Nache, Texteira, Dea Morim și Budescu. La Steaua vor juca Cojocaru, Alsenat, Pap, Varela, Toșca, Muniru, Brevelt, Adipopa, Kipciu și Tade. Jucătorii Astrei s-au obișnuit cu ritmul infernal în care se succed partidele și spun că un meci la 3 zile nu îi mai deranjează. La conferința de presă de aseară, Florin Lovin a vorbit despre întâlnirea frontală cu Steaua, echipă la care a jucat multă vreme. Va fi pentru mine personal un meci special, dat fiind faptul că am evoluat acolo 5 ani de zile și foarte mulți membri din stafful Stelei sunt prieteni de-ai mei. Dar când ai o carieră destul de îndelungată ca a mea, trebuie să te întâlnești cu astfel de momente și cred eu că prietenia și astfel de lucruri vor fi, eu știu, numai înainte și după meci, iar în timpul meciului fiecare își va urmări interesul. Portughezul Filipe Texteira consideră meciul cu Astra ca fiind foarte important, chiar dacă urmează dubla din play-off-ul Europa League. Trebuie să fie un meci frumos. Ne așteptam un meci dificil, dar jucam acasă. Sper că să fie un stadion plin și eu să facem tot ce putem să iau 3 puncte. Domnul Șumu Dică a spus că preferă să piardă cu Steaua numai să se califice în grupele Europa League. Tu? Eu acum meci următoare Steaua. Noi trebuie să le câștigăm, să continuăm cu obiectivul nostru. Dacă mi întrebă dacă prefer să câștig unul și să pierd altul, normal că sunt din părerea lui Șumi, dar eu vreau să câștig unul. Dai un gol cu Steaua? Nu știu, o să vedem. Important e să câștigăm meci și echipa să joc bine, să avem plăcere de pe teren și asta e mai important. Mai multe amănunte despre această partidă, precum și interviurile integrale cu Marius Șumu Dică și jucătorii, imediat după știri, în ediție specială. Pentru meciul de diseară, peste 100 de jandarmi din Giurgiu și Ploiești vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării partidei. Forțele de ordine au clasificat partida ca fiind una cu risc mediu, pentru că fanii Stelei nu au făcut rezervări de bilete și nu au anunțat că vor veni număr mare din București la Giurgiu. Inspectoratul Județean de Jandarmi mai anunță că accesul spectatorilor în incinta stadionului se va realiza începând cu ora 20:15, prin locurile special amenajate din Alea Fabricii de Zahăr, strada Cionsei Hardy și Alea Plantelor. Pentru partida din această seară se vânduseră până la ora 16 aproximativ 6.000 de bilete și sunt șanse mari ca stadionul Marin Anastasovici să aibă toate locurile ocupate.
Fanii Astrei din Liga Suporterilor au participat aseară la antrenamentul echipei, iar astăzi au fost la Inspectoratul Județean de Jandarmi și apoi la Clubul Astra, pentru a face cunoscute noile mișcări coregrafice ce vor apărea în tribune. Una peste alta, pe câțiva dintre suporteri i-am prins la un mic interviu, subiectul fiind legat evident de pronosticuri. Pregătiți pentru meciul de cu Steaua? Bineînțeles, ca de fiecare dată, întotdeauna suntem pregătiți. Că este bine, că este rău, nu contează. Să înțelegem că galeria a pregătit ceva special? Nu, de data asta nu am pregătit nimic. Încercăm să pregătim pentru meciul cu Almar. Să dăm mai întâi un pronostic pentru meciul cu Steaua. Un pronostic. Păi dacă stăm și un pic și ne gândim, pentru ultimele trei meciuri ne-a bătut cu arbitru, o dată, a doua oară, iar așa pe jumătate cu arbitru și am făcut un egal. De data asta e rândul nostru, îi batem rău. Pregătiți pentru meciul cu Steaua? Da, de când s-a făcut programarea turului, așteptăm acest meci, mai ales că Astra e pe val. Vrem prima victorie acasă în campionat. Vrem să fie stadionul plin, să încurajeze Astra. Un pronostic? Victorie. Mai exact? 2-0. Cu privire la suporterii care vin pe stadion și mai ales la aspectul legat de afinitatea acestora pentru una din cele două echipe, am discutat cu un alt suporter. Cum crezi că o să fie stadionul mâine seara? Păi sperăm în primul rând să fie plin, dar sperăm să fie plin de giurgiuveni care să susțină Astra Giurgiu și nu rivala. Cum deja ne-am obișnuit la acest derby, majoritatea giurgiuvenilor susțin Steaua. Sperăm să le facem față și clubul să încerce într-un fel să nu lase prea mulți steliși pe stadion și să-i batem pe teren. În tribune e mai greu. Un pronostic? Un pronostic, zic, 1-0, am fi foarte mulțumiți. Am lăsat mai la urmă problema arbitrajului, un capitol la care Astra este mai mereu defavorizată. O părere cu privire la arbitraj? Mi-aș dori un arbitraj corect, având în vedere că toate meciurile jucate cu FCSB-ul au fost decise de deciziile greșite ale arbitrilor. Când a fost Tudor, când a fost Colțescu, n-am scăpat, tot Colțescu a venit peste noi, dar poate echipa să fie foarte bună mâine și deciziile arbitrului să nu influențeze scorul și rezultatul final.